Bună ziua, stimați telespectatori! Vă invităm astăzi la o nouă emisiune Dreptul pe înțelesul tuturor. Și pentru că am primit foarte multe mesaje de la dumneavoastră, cele mai pregnante și cele mai multe au fost să abordăm astăzi noile modificări legislative cu privire la adoptarea sau la înserarea în codul penal a acestor modificări care, așa cum foarte bine știți, au trecut de Senat, sau au fost votate în Senat ieri, urmând ca Camera Decizională, Camera Deputaților, să se pronunțe cu privire la acesta. Am plăcerea deosebită să am invitat astăzi unul dintre cei mai remarcabili juriști ai județului Gorj, profesor universitar doctor Pantelimon Manta, colegul meu, pe care îi spun bine ați venit și bună ziua. Mulțumesc de invitație și chiar îmi face plăcere să fiu cu dumneavoastră la emisiunea asta, pentru că, într-adevăr, dezbateți și probleme interesante și, cred că, și utile pentru cetățeanul de rând. Domnul Manta, configurația emisiunii a fost de așa manieră făcută ca și titlul ei de asemenea să folosim o terminologie care să prindă la public, Foarte bine. care să, sigur că dacă defectele profesionale și la mine și la dumneavoastră, e posibil să ne mai scape și termeni tehnici, dar pe cât posibil să încercăm ca în terminologia folosită sau exemplele pe care le dăm să fie de așa manieră ca oamenii să le perceapă. Haideți să explicăm telespectatorilor noștri ce se întâmplă cu noile modificări legislative. Pentru că nu trebuie să ne ascundem după degetul nostru, o țară întreagă vehiculează aceste modificări făcute într-o oră de către domnul Iordache, respectiv și înaintate către Senatul României, că ar fi făcute doar pentru un singur om, doar pentru Liviu Dragnea. Făcând o acoladă, stimate domn, aș vrea să vă spun că dacă ele sunt făcute pentru întreaga țară, din punctul meu de vedere sunt binevenite, dacă sunt făcute cu dedicație pentru un om sau pentru un grup, sigur ele trebuie dezavuate și această lege ar trebui sancționată. Dar haideți să explicăm totuși oamenilor noștri, telespectatorilor noștri, care ar fi principalele modificări și cu ce ar ajuta aceste modificări bunul mers în materie penală, în desfășurarea procesului penal. În principiu, sunt foarte de acord cu exprimarea dumneavoastră în sensul că dacă modificările se impun și cu certitudine, a spus-o Curtea Constituțională, noi ca Sigur că da. juriști, volens nolens, trebuie să luăm de bună. De iure, cum zicem noi juriștii, suntem obligați să realizăm aceste puneri de acord ale deciziilor curții cu textele codului penal și, pe de altă parte, nu putem face abstracție de conjunctura politică în care se derulează aceste dezbateri și în care se iau și hotărâri, respectiv se adoptă legi, anume de situația liderului PSD Liviu Dragnea, care are câteva dosare care sunt în curs de cercetare și urmărire penală, chiar și un dosar de condamnare. Bun. Acum, trecând la fondul problemei, foarte cinstit, cred că abuzul în serviciu, în jurul căruia Sigur că da. practic se canalizează cam majoritatea discuțiilor trebuia, hai să zicem așa, reglementat din nou. Să ne amintim, sintagma din vechea formulare a codului penal, îndeplinire defectuoasă a obligațiilor de serviciu, putea constitui abuz în serviciu. Sincer, noi ca juriști, și cred că și oamenii de rând realizează, chiar fără să fie docți în materie juridică, că noțiunea de îndeplinire defectuoasă poate fi foarte ușor interpretată și poate duce în realitatea practică la abuzuri. Corect. Adică această noțiune de îndeplinire defectuoasă, sincer, dă posibilitatea procurorilor și adesea ei sunt cei care forțează, hai să zicem, nota sau interpretarea legii, dă posibilitatea ca 90% din funcționarii acestei țări Să să fie poată fi predispuși. trimis, exact, să poată fi trimiși în judecată. Îndeplinire defectuoasă este mult prea
Prea larg termenul. Da, prea larg termenul, prea lasă posibilitatea celui care eventual instrumentează un dosar de cercetare penală unui subiectivism exagerat. Până și comisia de la Veneția a spus-o, în general, abuzul în țările civilizate și prin prisma punctului de vedere al comisiei de la Veneția este că aici să fie vorba de o afectare gravă a intereselor, hai să zicem, entității, fie angajatorului, fie instituției publice sau entității care a suferit de asemenea o pagubă. Deci aceasta ar fi, pe de o parte, logica interpretării și stabilirea unui cuantum al prejudiciului. Și aici e discuția. Așadar, ca, cum spuneți dumneavoastră, să fim pe înțelesul oamenilor, era nevoie de o altă reglementare a abuzului în serviciu. Eu pot fi de acord și cu, hai să zicem, o parte a spectrului politic care acuză faptul că eventuala nouă reglementare sau abordare legislativă a noilor prevederi ar fi oarecum țintite către situația liderului PSD Dragnea. Este o situație paradoxală, așadar modificarea trebuie făcută. Pe de altă parte, este clar că nu trebuie să fie un beneficiar. Reglementarea sau noua reglementare, într-adevăr, trebuie să răspundă și cerințelor Curții Constituționale, dar și unor, dacă vreți, unor principii fundamentale ale dreptului, ale respectului față de libertatea și drepturile individului, ale unei normalități în justiție. Aici suntem în această situație paradoxală. Eu cred că exagerează și actorii politici, cei care sunt de o parte sau de alta a baricadei, exagerează poate chiar la fel de mult și unii și alții. Latura lui sau partea PSD-ului Iordache, evident că bate modeda înspre o posibilă reglementare care să-l favorizeze pe liderul PSD-ului, iar ceilalți fac un non-combat agresiv, nelucrativ. Și nejustificat, Și în parte nemotivat. nejustificat. Exact. Adică eu aș concepe așa. Dom'le, nu suntem de acord cu asta pentru că prevederea asta îl favorizează pe Liviu Dragnea și voi vreți să-l apărați. Dar suntem de acord cu decizia curții, propunem următoarele texte și așa mai departe. Ori aici, din partea opoziției, atitudinea este extrem de neconciliantă. Și cred că aici ar trebui, evident, dacă și liderii politici ar fi dispuși să accepte lucrul ăsta, din păcate nu sunt dispuși nici unii, nici alții, să accepte puncte de vedere de la societatea civilă și mai ales de la specialiștii dreptului care nu au implicare în politic. Cred că aici avem o mare problemă, domnul Manta, și Da. este foarte bine că ați ridicat această minge la fileu, în sensul că politicienii, și mă refer la comisia juridică în special, eu cred că atunci când vrei o modificare esențială a unui a codului penal, haideți să luăm speța pe care o discutăm astăzi, ar trebui în primul rând să aducă în fața lor oameni care lucrează efectiv la bară, Sigur. avocați, judecători și Sigur. procurori, să-i pună față în față că fără doar și poate nu cred că există vreunul în Senatul României sau în Camera Deputaților care n-a mai practicat de 7 ani sau de 5 ani, indiferent chiar dacă este jurist, care să cunoască atât de bine și care să fie la zi cu legislația și cu aplicarea legislației penale. Motiv pentru care aceste lucruri nu se întâmplă și de aceea probabil că uneori se întâmplă și unele derapaje.
Apreciez și poziția dumneavoastră în ceea ce privește aceste modificări esențiale care trebuiau înserate în codul penal, pentru că nu este indiscutabil. Deciziile Curții Constituționale trebuiau în 45 de zile după publicarea Sigur, modului 1. puse de acord. Sigur că da, puse de acord și nu lasă loc de interpretare și Legea nici de cu decizia discuție. curții. Legea fundamentală ne spune acest lucru. Ori până acum acest lucru nu l-a făcut și sincer vă spun, nu-l înțeleg pe Toader Tudorel, care de altfel eu îl apreciez extraordinar de mult din punct de vedere al juristului, pentru că este un tip extraordinar de deștept și de capabil și probabil cel mai deștept ministru pe care l-a avut justiția Cu română vreodată. certitudine, cu Dar nu-l certitudine. înțeleg de ce n-a făcut aceste modificări care trebuiau operate, probabil că n-a vrut printr-o ordonanță să le facă și a lăsat la latitudinea Parlamentului României, care, organ legislativ fiind, să-și asume și această răspundere, că în definitiv și la urma urmei nu era o răspundere. Această Sigur, obligație de era a o reglementa, obligație. În obligație de definitiv și la urma urmei reglementare, era o sigur. obligație de reglementare și trebuia să facă aceste înserări în codul penal. Deci eu n-am înțeles acest lucru. Este adevărat că prin modificarea codului penal și codului de procedură penală, abuzul în serviciu sau toate dosarele care se instrumentează pentru abuz în serviciu cu infracțiuni comise până în anul 2010 deja sunt prescrise. Ori statistica spune că DNA-ul deja are 70% din dosare care le vor clasa și pe care sigur le vor băga la păstrare. Eu sunt de acord și cu acest lucru și vă spun, domnul Manta, că nu poate să dureze o cercetare penală și chiar cu dumneavoastră am mai avut o discuție în acest studio cu Sigur. privire la derularea cercetării penale în timp. Adică nu poți să ai un dosar deschis, să începi urmărirea penală sau să nu începi urmărirea penală, să ții dosarul 10 ani sau 13 ani sau 15 ani și după 15 ani, atunci când individul, nu știu, vrea să acceseze într-o funcție publică, să-i pui dosarul pe masă și să-i spui, opa, tu n-ai ce căuta pe acolo, pentru că acum 15 ani sau 14 ani, uite, ești suspect că ai comis o infracțiune. Da. Și cu privire la acest lucru, vă rog să comentați. Ați atins un punct sensibil. Oamenii trebuie să știe și oamenii dreptului și ceilalți că orice faptă în lumea asta, fie ele și mai grave, se prescriu, adică nu poți să antrenezi o răspundere juridică, nu știu, pentru că te-ai bătut cu cineva, pentru că ai furat ceva după 20 de ani de la săvârșirea Exact faptei. asta spuneam. Adică prescripția are anumite rațiuni sau lipsa de răspundere după trecerea unui termen așa de mare. Dispar probele, societatea nu mai simte nevoia să îl tragă la răspundere. Se spune că și cel care a săvârșit fapta stă mereu cu sabia lui Damocles deasupra capului, știind că va fi tras răspundere. Și din toate aceste considerente, legiuitorul a considerat că după un anumit timp o faptă trebuie să prescrie și deci făptuitorul să nu mai poată răspunde. E logic, este normal. Pe lângă aceasta se adaugă și ceea ce spuneți dumneavoastră. Și este o parte a problemei în ce sens? Eu am observat de foarte multe ori, inclusiv dacă vreți la Dragnea, eu nu-l apăr, pentru că probabil Dragnea nu răspunde pentru ceea ce a făcut mai rău, Asta el este cea mai mare problemă, că nu răspunde exact, pentru ce a făcut cu adevărat, el răspunde răspunde pentru pentru să bazaconii. ne înțelegem Exact. și la ce că a chemat oamenii la referendum. Nu le-a spus ce să voteze, sincer. toți politicienii din Dar țara asta au cum? chemat oamenii. Din punctul ăsta de vedere, se pare că justiția, nu știu, controlată de niște fire nevăzute, nu politice, nu, fire nevăzute, poate cu implicarea politicului, dar nu se poate vorbi de o subordonare a justiției de către politic, sub nicio formă. Poate invers, cred că cei din justiție au devenit o putere prea independentă și prea supraputere. Și bănuiesc că știți la ce mă refer. Dar cert este că niște fire văzute parcă scot dosarele numai atunci când trebuie. Exact. Asta e marea problemă, domnul Manta. Sigur Sigur că da. că, de exemplu, Dragnea, bun, a săvârșit fapta asta. Domnule, a fost lăsat în pace cât a fost în eșalonul 2 și 3 al politicii. Când a vrut să candideze la Când președinție, a ajuns în vârf,
Hop, a venit și dosarul, și Teldrumul, și Belina, așa mai departe. E, vedeți, dincolo de realitatea sau lipsa de realism a acuzațiilor care îi se aduc, probabil parte din ele sau mare parte din ele sunt adevărate, dar dincolo de aceste aspecte, să poți să reglementezi să acuzi de un abuz în serviciu după 10 ani de la producere. Nu se poate, pentru că, repet, contrazicem esența Exact. dreptului în ce privește prescripția de sute sau de mii de ani. De sute de ani, fără nicio exagerare. Asta a fost logica, domnule, și pe dreptul roman Exact, asta vreau să exista vorbim. o prescripție a Sigur că da. faptelor și am explicat care sunt rațiunile sociale, dincolo de cele juridice legate de dispariția probelor, de imposibilitatea de a mai dovedi vinovăția și așa mai departe. Ori lucrurile astea sunt de bun simț. E, și prin această prismă spuneam că politicienii, din păcate, când discută aceste aspecte fundamentale pentru drept, pentru evoluția dreptului, pentru normalizarea relațiilor și juridice și sociale, de ce nu și politice, din păcate, o fac la modul agresiv și exclusivist. Uneori se dezic. Având în vedere calitatea lor politică, se dezic de calitatea lor profesională, pe care o au. Dar nu vorbește din ei omul de profesie, ci omul politic. Din păcate. Și vorbeați de Tudorel Toader, față de care am aceeași prețuire. Am fost și coleg cu el în CNATCU, în Consiliul Superior de Acordarea Diplomelor Cadrelor Didactice Universitare, un om extrem de serios. Un Exact. om extrem de serios, de așezat și logic în ale dreptului, de aceea și a avut o evoluție profesională pe Sigur măsură. că da, sigur că da, Sigur, e depreciat. din păcate, recunosc că mai ales în ultima perioadă de timp, cred că presiunea aceasta politică și dintr-o parte și din cealaltă a baricadei l-a bulversat și Să o n-a reușit să echilibreze. fie, să o echilibreze, să fie un om de mijloc. El a încercat, săracul, să împace și capra și varza, La se un moment dat, pare, da. Mi-a dat ordonanța da, 14 a încercat, da. exact, se pare că nu se poate și că uneori trebuie să mergi strict pe linia profesională. Dacă ar fi fost să fie lăsat să-și facă treaba realmente, numai din punct de vedere al profesiei, sunt convins că ar fi reușit. Dar, din păcate, loviturile de măciucă au fost și din partea puterii și din partea opoziției în aceeași măsură. Categoric. Domnul Manta, spuneați dumneavoastră despre impactul social cu privire la aplicarea unei hotărâri de condamnare. Și o să vin cu două exemple foarte care m-au marcat pe mine. Unul este dat de justiția din Italia, care și este vorba despre un italian care și-a omorât soția româncă la ora 17 după amiaza, iar dimineața la ora 4 era condamnat la 28 de ani. Deci, astăzi, cum ar fi astăzi, a omorât-o, s-a derulat procesul până a doua zi dimineața, la ora 4, a primit această sentință de condamnare și atunci rezonanța în mediul social și în comunitate este cu totul și cu totul alta. Adică Sigur, oamenii s-au simțit protejați cu adevărat. Extraordinar de elocvent pentru materia pe care o discutăm, pentru Sigur că da. problematica pusă în Adică nu era discuție niciun dubiu că el a comis extraordinar. această crimă și a Nu fost știam, dar sancționat. chiar așa, Da. extraordinar, Și mai am un extraordinar. exemplu extraordinar în ceea ce înseamnă această restricție, această ordonanță restrictivă de circulație care se aplică mai nou și pe care poate să o aplice inclusiv polițiștii.
această ordonanță prin care pot să interzică soțului violent să se apropie Da, la o da, da. distanță de 50, 100, 200 de Ordine de metri. Ordinul restricție. de restricție de el vorbim, foarte important, tot din Italia, pentru că am ajuns la exemple și vreau ca privitorii noștri să știe cum funcționează o instituție juridică care își apără cu adevărat cetățenii, a emis un ordin de restricție și această hotărâre am pus-o chiar într-un dosar care, mă rog, o femeie avea 5 certificate medicale și i se respinsese într-o primă fază acest ordin de restricție. I s-a pus restricție ca timp de 6 luni de zile să nu ia legătura sub nicio formă cu soția lui, nici prin telefon, nici prin mijloacele de comunicare electronice și să nu se apropie la mai puțin de 200 de metri, pentru că într-o zi, pe fondul unor certuri, o sunase de 14 ori la telefon și o stresase psihic. Domnule, asta e motivarea și, domnul avocat, o să vi-o aduc să o vedeți. Asta e motivarea hotărârii, o am tradusă și s-a impus acest ordin pentru că o stresa psihic. A sunat-o de 14 ori într-o zi. La noi. Foarte important este de reținut, scuzați-mă și Da, imediat dau vă cuvântul, rog, este foarte important de reținut că până să nu dea în competența organelor de cercetare penală, adică a polițiștilor, acest ordin de restricție, eu vă spun din proprie inițiativă că te duceai la instanța de judecată cu certificatul de medico-legal de 7 zile, de 9 zile că a bătut-o soțul de a rupt-o și se respingea. De cele mai multe ori aceste ordonanțe aveau acces cam 7-8% din aceste ordonanțe. Așa e, ales Curios și întâmplător, și cred că nu întâmplător, nu știu care e logica, acum când polițiștii fac aceste ordonanțe pe 5 zile, pentru că dumnealor pe 5 zile le trimis spre parchet și parchetul spre instanță, în proporție de 95% se admit, ceea ce este și îmbucurător din punctul meu de vedere și asta este normalitatea. E adevărat, legea categoric. fundamentală nu restricționează libera circulație. Dar la un moment dat, un soț violent trebuie pus la punct într-un fel sau altul. Libertatea individului înseamnă dreptul esențial de a nu-l deranja pe celălalt. Corect. Altminteri, ea este o libertate absolută și care n-are un fundament sănătos. Atâta timp cât deranjezi pe celălalt, soț, soție, vecin și așa mai departe, evident, nu mai poți să spui că exerciți un drept, ci Categoric un nu. abuz, evident. N-am avut o mentalitate, domnule, a fost bine că ați dat exemplele astea, că așa s-a întâmplat. Noi n-am mai aveam o mentalitate. Să știți ceva, polițiștii uneori și acum, poate acum cu familia, cu copiii, parcă un pic așa i-a mai trezit și pe ei, dar uneori trebuie îi lasă să se bată, să omoare și după aceea vin să constate ce s-a întâmplat. Să ne Da, era o înțelegem. polemică care a circulat Avem mult o timp. Sigur că mentalitate, da. nu? Avem o mentalitate la nivelul instituțiilor statului, pe când în Occident, să știți că ei sunt foarte atenți la drepturile soțiilor, ale copiilor și ale, în general, la drepturile cetățenești. Sunt foarte atenți și foarte receptivi. E adevărat, trebuie să o recunoaștem că fac aceste lucruri, în primul rând, pentru că au o democrație de sute de ani și, în al doilea rând, situațiile limită sau nefirești sau abuzurile și așa mai departe sunt mai puține. Corect, și aici e de La discutat. noi, exact, la noi, fiind mai încetățenite, fiind foarte multe cazuri, poate și instituțiile uneori ori sunt sufocate, ori sunt prea multe situații fiind, dau sau bagă în seamă doar situațiile mai grave, mai delicate. Trebuie să o recunoaștem, dar acest lucru a dus și la această mentalitate de care vorbeam, anume ca instituție statului să intervină doar când lucrurile se agravează sau, cum zice românul, pacientul mort. Da, mai e un lucru de pus în discuție, domnul Manta, și dumneavoastră aveți o experiență și de viață și juridică destul de laborioasă ca să o punem în discuție. Am observat de foarte multe ori și mai ales în mediul rural că atunci când un individ greșește sau intră în contradicție cu normele de conduită socială, adică are un comportament mai urât în societate. Nu știu, s-a apucat să bea, în prima zi și-a bătut vecinul, a doua zi și-a înjurat vecina din partea cealaltă. Vine polițistul, la un moment dat îi face un dosar penal, îl trimite în instanță, poate îl condamnă într-o primă fază, sigur, cu liberare sub supraveghere, și de aici începe calvarul, începe o sarabandă. Polițistul amenință în continuu să te bagă în pușcărie,
Deci nu se face niciun fel de mediere și organul de cercetare penală nu l-are sub nicio formă, aproape sub supraveghere, și nu încearcă să discute omenește, prietenește cu el pentru a-l aduce pe calea cea bună, ca să zic așa, și din contră îl irită. Non-stop îl irită și credeți-mă că foarte mulți oameni am avut în fața mea care îmi spun aceste lucruri. De asta vă spun că organul de cercetare penală, polițiștii au un rol extraordinar de mare, au un rol esențial în menținerea ordinii și liniștei publice. Să nu creadă dumnealor că dacă se duce și dă o amendă lui Gheorghe de 10 milioane de lei că a înjurat-o pe vecina lui, a rezolvat problema. N-a Nu, rezolvat-o, din a potrivă, acutizat-o. din potrivă, Deci, ca să a știe cei care ne acutizat-o. privesc și lucrează în sfera Foarte asta, corect ce exact, spuneți, a n-au rezolvat-o acutizat-o. Și din exact. punct de vedere al victimei, că vecinul, agresorul a pus necaz toată viața și va Și pe simți polițiști și pe nevoia vecină. răzbunării, și implicit pe el care se simte nedreptățit, frustrat. Aveți mare dreptate aici, problema este mult mai complexă. Pornind tot de la aceeași mentalitate. Pe de o parte, ei, polițiștii, cred că nu primesc îndeajuns în școală noțiuni sau, hai să zicem, o instruire care să fie axată și pe teme din asta de comportament social, psihologic, de încercare de aplanare, de mediere și Nu, o așa mai secundă. În departe. Statele Unite, polițiștii, chiar și subofițerii, au un curs de 3 luni de zile Se, special pentru se, aceste aspecte. sigur că da, sigur că da. Pe când la noi, în general, aici există o atitudine a poliției mai mult de indiferență, nu de a stărui să îl determine pe individ printr-o educație mai complexă. Nu avem nici instituții ale statului, nu avem psihologi precum în Occident, se fac cercetări sociologice, Sigur că da. se fac emisiuni televizate, mai ales la emisiuni publice. După părerea mea, ar trebui mult să se insiste pe aceste aspecte care sunt de importanță majoră, pentru că, pe de o parte, ele agravează starea de agresivitate a indivizilor și e o realitate, constatăm mereu o agresivitate în viața socială, economică, familială și așa mai departe. Probabil societatea capitalistă, care e societatea banului, are alte resorturi care stimulează aceste manifestări, dar în compensație ar trebui să venim cu aceste contraargumente, cu aceste emisiuni, hai să le zicem, de orice natură, de bună purtare până la urmă. De ce nu să dea filmulețe cu agresivități, cu violențe în familie, în societate, Exact, să vină cu exemple de sociale în general. beneficiu pe care îl are dacă ești mai bun, mai înțelegător, chiar față de anumite greșeli ale aproapelui, ale vecinului, ale copiilor, ale soției și așa mai departe. Din păcate, parcă mai sunt ceva emisiuni. Culmea este că astfel de emisiuni încearcă să facă, deși tot cu prea multă tentă comercială, televiziunile comerciale și, din păcate, nu o fac televiziunile publice. Din păcate. Corect. Dumneavoastră aveți foarte mare dreptate că televiziunile plătite din banul public ar trebui să fie primele care vin Sigur, cu aceste sigur că da, aspecte. sigur că da. E adevărat, televiziunile comerciale aduc în fața telespectatorilor Cazuri din astea, dar tot cazuri grave, în ideea urâte, de a valorifica emoțiile în negative, în spirit general. comercial și Exact. emoțiile oamenilor, în sensul de a urmări că omul are această curiozitate și mai ales inclinația de a urmări senzaționalul, Și evenimentul, show dintotdeauna, și sigur, așa mai evenimentele departe. negative au avut priză Cu la oameni pentru că, certitudine. da. Dar măcar televiziunile publice, alea comerciale, pot fi înțelese. Dar televiziunile publice
Nu e admis aveți mare să dreptate. nu aibă în vedere latura aceasta a problemei, care, vedeți dumneavoastră, repet, este benefică până la urmă unei evoluții normale a societății, pentru că lucrurile astea se agravează. Dom'le, e nervozitate în trafic. Ați observat, eu am asistat personal la unul care trăsese pe o anumită bandă, nu putea cel din spate, a claxonat la el, s-a dat jos cu buta, l-alt a venit cu sabia. Dom'le, eram în spatele celor doi. Nu mi-a venit să cred că dintr-un lucru așa de nimic, noroc au sărit soțiile lor. A escaladat o agresiune fantastică. Domnule, putea fi o tentativă de omor sau cine știe ce altă faptă foarte gravă. Au fost soțiile lor care i-au calmat situația. Și au aplanat situația. Un exemplu extraordinar de binevenit. Vedeți, da, din acest punct de vedere, eu cred că facem prea puțină educație. Se făcea pe timpul Ceaușescu, dar cu o altă tentă, mai mult populist, așa, mult formalist, că se dezbătea în Consiliul Oamenilor Muncii sau în comisiile de judecată anumite situații și așa. Deși aveau și ele rolul lor, dar mai mult propagandist. Acum simt că nu mai putem face astfel de întâlniri, dar măcar, repet, televiziunile publice, instituțiile publice, școala, organismele de sănătate publică, sociologi, psihologi să fie invitați la astfel de emisiuni, pentru că sunt extrem de benefice. De benefice, de educative și de pragmatice. Corect, de ce nu? Sigur că da. Domnul Manta, pentru telespectatorii noștri aș vrea să le spun și cei care au fost în străinătate, în excursii, sigur că la hotel l-au privit la televizoarele care le-au avut în camerele de hotel. Și nu mai departe de vecinii noștri greci, turci, eu știu, croați, sârbi, austrieci, unguri chiar. Dom'le, pe toate canalele de televiziune, în general, emisiunile sunt de dezbatere publică și, da, în general, cu tentă pozitivă. Extraordinar de rar în programele de știri se prezintă, nu știu, pe Gheorghe, care a spart un bancomat și dă și modalitatea de spargere a bancomatului, adică îi dă și sugestii. Păi de la 5 la 6, nu vă supărați. Un hoț care vrea să se specializeze nu trebuie decât să uite la televizor, că găsește 700 de modalități de a fura din clădiri, din mașini, din bancomate și așa mai departe. Ei, vedeți dumneavoastră, toată această influență, toate aceste emisiuni pozitive care sunt aduse în percepția publică, nu fac altceva decât să crească nivelul de civilizație, oamenii să le perceapă altfel, pe când la noi 90% din televiziunile publice aduc în fața oamenilor doar elemente negative, pentru că, sigur, din asta trăiesc, e adevărat, dar nu știu, ar trebui făcute exact cum spuneați dumneavoastră, emisiuni cu psihologi. Sigur. Și să știți, sunt destul de urmărite. Sunt convins. Ei nu sunt conștienți de faptul că astfel de emisiuni prind. Uitați, sunt câteva emisiuni de... De ce să nu o spun la voi, cu voi, cu ai văzut, ați văzut ce emisiuni interesante, exact, cu medici, psihologi, istorici. Exact. Chiar întâmplări din istoria României, cu Regina Maria, cu Ferdinand, cu Carol, cu Alexandru Ioan Cuza. Dom'le, lucruri frumoase, plăcute, istorie adevărată și lucruri care prind. Iată, da, și în general emisiunile documentare sigur, sunt extraordinar de vizualizate. Sigur. Eu sunt unul care sunt avid de cunoaștere și în general toate aceste emisiuni, vă spun sincer că le urmăresc. Decât să ne uităm exact, noi, iar toată coleg, ziua că și-a bătut la nevasta, că a băgat copiii în spital, că... Da, emisiune de știri pe care am auzit-o, de exemplu, pe posturile de radio unele. Și de televiziune de cel puțin 10 ori, că cineva l-a prins pe la Brănești sau Anilasa pe un tractorist beat. Dar asta nu e informație care să o vehiculeze de 20 de ori pe posturile de știri. Da. E adevărat. Nu știu, o vehiculezi odată sau tragi un semnal de alarmă și este într-adevăr de o gravitate, dar nu o aduci în atenția publică la fiecare program de știri, să o dai de 10-20 de ori și da, prima și a doua aici zi. Aici cred că în timp amândoi suntem de acord că sunt exagerările de rigoare. În primul rând în spirit comercial, dar în al doilea rând umblă la
sensibilitatea oamenilor la faptul că e această dorință de informații șoc, de senzațional și da, chestiunile astea până la urmă nu fac bine nici personalității umane. De-aia lumea este, cum spuneam, mai agresivă, mai intolerantă. Ar putea fi date, de exemplu, dar tot pe analize și dezbateri, exact cum spuneați, cu psihologi, cu sociologi. Dom'le, uite ce se întâmplă dintr-un nimic. Copiii au foarte mult de învățat. Observați câte dosare complicate sunt cu tentativă de omor Dintr-un dintr-o nimic. glumă proastă în Exact. care se întâlnesc doi tineri la o discotecă și nu știu ce să ceartă pe o fată. Lucrurile astea se întâmplă foarte des. Eu cred că ar trebui să spun, uite, domne, s-a întâmplat așa, nu-i normal. Chiar dacă există, să zicem, sunt o realitate astfel de întâmplări, hai să vedem de ce s-au întâmplat, să încercăm să intrăm la Să identificăm cauzele, în primul rând. cauza, dar și faptul că e o anomalie a ființei umane, că până la urmă ființa umană în sinea sa este bună, e alcătuită din elemente care ar trebui să construiască, care să ierte și așa mai departe. Fiecare om are această latură. Nu vrem să o cultivăm, nu vrem să o valorificăm, latura aceasta bună, umană din noi. Din păcate, se merge pe latura cealaltă și așa de ușor de făcut trecerea dintr-o parte în cealaltă. Domnul Manta, beneficiind de prezența dumneavoastră în platou și de gândirea dumneavoastră evoluată și de sigur că da, de un bun cetățean așa cum sunteți, o să vă pun o întrebare pe care și eu la rândul meu am primit-o de la un cetățean. Și am promis solemn că în emisiune o voi dezbate. Zice, domnule, uite care e situația la noi în comună, polițistul favorizează pe Ion care are foarte mulți bani de tractoare și așa mai departe și pe mine, pentru că sunt mai sărac, are o altă percepție față de mine. Pe mine nici nu mă salută, nu mă bagă în seamă, pe când cu ăla este foarte bun prieten, socializează, ori noi suntem în litigiu de mai mult timp. Și de fiecare dată eu sunt cel tras la răspundere. Ba mai mult, vine ăla și mă înjură de 3 ori când nu e nimeni lângă el, mă irită, îl înjur și eu de 7 ori, dar până să-l înjur eu, cheamă doi vecini. Îl cheamă pe polițist, îmi dă amendă. Haideți să facem o paranteză și aici. Și sincer, să tragem un semnal de alarmă și acestor oameni care la un moment dat au pixul și procesele verbale de constatare sancționare a contravențiilor în mână. Da. Sigur că sunt astfel de situații, mai ales la nivelul localităților mici, unde e unul sau Dar e doi percepția asta. polițiști Dacă are bani, nu-i și, face polițistul nimic. exact, Sau justiția. și unde el face legea. Bine, la justiție nu poate ajunge, dar până la urmă știți bine că la justiție ajung documentele Sunt albe. bine făcute Sunt și lustruite. Sigur că da. mai greu poți să Să mai combați. scap de pe acolo. Exact. Da, aveți dreptate. Din păcate, aici e vorba tot de o mentalitate a omului care se simte stăpân, a autorității care se crede un mic Dumnezeu, pe care o reprezintă, evident. Aveam chiar un prieten magistrat care zicea: deasupra mea e Dumnezeu. Alminte, un magistrat bun și un om corect. Dar iată, dacă până și el ajunsese la o deformare, Sigur că da. ajunsese să-și deformeze propriul eu, propria conștiință. Individul din el nu era ăla care îl cunoșteam cu 40 de ani în Se urmă. modifica să percepția. Dar, deasupra mea, de ce? El știe că nu răspunde, Corect. el știe că face ce vrea el, aviz de un anumit politician: soarta voastră stă în pixul meu, Corect. Dumnezeu să-l ierte, dar Corect. avea această latură. Alminte, un om de calitate, dar avea această latură a Să le aduc personalității. aminte de multe ori Exact. la ceilalți. Da? Și de aceea spun că, până la urmă,
Fiecare din noi și mai ales ei, cei care reprezintă autoritatea, au această tendință de a se considera mici Dumnezei, stăpâni. Cred că aici, iertați-mă că vă întreb, cred că aici este cea mai mare problemă. Și cred că la asta trebuie lucrat extraordinar de Sigur mult. că da, Și sigur noi, că cei da. care am umblat foarte mult prin multe țări și care am cunoscut Sigur. și sistemul juridic de acolo și organul de Sigur. cercetare pe la, și polițistul din stradă care te oprește acolo, Sigur. putem face comparații. Dom'le, nu e agresiv, Sigur vorbește că da, elegant, frumos, frumos. sigur că da, deci aici e o diferență Adică de nu-ți caută mentalitate. chichițe, nu-ți caută Exact, defecte, nu-ți bagă radarul după șanț, în șanța după saltă să te urmărească sau să speculeze, să-ți caute greșeala sau să speculeze. Merg foarte mult pe prevenție. Da, Și asta foarte vă mult. spun și eu. Și cred că e foarte Pe important. prevenție, pe Da, atenționare. e foarte important când face un cetățean din satul X, da, când se îmbată și face scandal, e mai bine să-l previi. Tu, ca Sigur. organ, și să-i atragi atenția, să-l chem Sigur. poate a doua zi la postul de poliție Sigur. și să-i dea un Sigur. avertisment Sigur. verbal și să-i vorbești elegant și frumos, decât să-l sancționezi la modul direct și să nu mai bagi în seamă. Sigur. Categoric, n-ai făcut nimic, iar acel proces verbal de contravenție nu și-a atins scopul preventiv educativ nici în Fără proporție de îndoială. 1%. De aceea spuneam aici, trebuie să schimbăm un pic și eu sunt convins că în timp, pe măsură ce societatea evoluează, lucrurile se schimbă. E adevărat, nu așa cum am vrea, nu așa cum ar trebui, nu așa cum am merita. Dar încet, încet ele se schimbă în mine. Trebuie să schimbăm această mentalitate a autorității, a stăpânului, a micului Dumnezeu pe care îl avem fiecare din noi, dar mai ales cei ce reprezintă autoritatea. Sigur, aici mai depinde și de genă, și de educație, și de conjunctură și așa mai departe, dar una peste alta, societatea ar trebui să găsească pârghiile de a tempera un astfel de zel, un astfel de comportament. Că până la urmă, orice om care se simte stăpân pe scaunul pe care stă, începe să creadă un mic Dumnezeu, Și dacă stă și mai mulți ani, e mai mare problemă. mai ales că sunt alții care îi fac temenele Exact. și care îl prezintă ca, băi, ce frumos, ce deștept. Uitați-vă vis-a-vis de liderii politici. Exact. Cel mai bun exemplu. Exact. Care ajung în vârf și care nu mai au rucine, nu-i cu mine e dușman de moarte și trebuie Nu, eliminat, am cine-i făcut cu mine am făcut un studiu saltă sociologic sus. și am făcut un studiu sociologic pe 50 de oameni care au ajuns deputați în Parlamentul României. Domnule, după 6 luni de zile au uitat de unde au plecat. Vă spun că nu mai sunt cu picioarele pe pământ. Cea mai mare parte a lor, ajungând acolo pe acel piedestal, uită să mai coboare cu picioarele pe pământ, uită de nevoile Ce și vă spuneam necesitățile eu? oamenilor, nu mai discută cu ei, culmea culmilor, nici măcar cu prietenii nu mai Ce vă socializează. spuneam eu? Da. Deasupra mea e Dumnezeu. Exact. Deci, n-au această logică. Sigur, repet, ține și de genă, ține până la urmă de o educație de 7 ani, dacă vreți. Dar eu nu mă refer la aceste aspecte, deși contează și ele, și conjunctura, așa mai departe. Dar societatea noastră, ce face ca să nu se elimine, să fim cinstiți, În nicio nu țară nu e se, eliminat. exact, nu se pot elimina astfel de manifestări, astfel de anomalii, dar măcar să le diminueze efectul și să intervină, să sancționeze un astfel de comportament. Nu știu, social, administrativ, politic, juridic și așa mai departe. Dar trebuie ca societatea să găsească aceste pârghii. De aceea, asta e diferența, de fapt, între noi și Occident, de ceea ce vorbeam. Exact. Vedeți, au pârghiile necesare. Situațiile adevărat sunt mai puține și atunci, sigur că se intervine prompt, intervine și societatea civilă. Au și pârghiile sancționatorii, domnul Sigur, Manta. Adică funcționarul public care a greșit, sigur, care are un comportament sigur, irațional, cu inuman certitudine, sau excesiv față de cu omul care ajunge în certitudine. fața lui și care îl plătește, de fapt, în definitiv și la urma urmei. Precum și, eu vreau să vă spun și de polițiști. Atenție, sunt prieteni acolo cu polițiștii. Când oprește mașina de poliție la un cetățean la poartă, ăla se bucură că a oprit polițistul și îl întreabă ceva.
Păi la noi când am oprit mașina de poliție la Gata, unul la poartă, la fuge începe în să fundul grădinii. tremure, începe să Sau, da, tremure, crede că ceva s-a întâmplat da, cu e el. frica, e Vedeți frica, teamă, frica. pentru că ei au impus-o. Sigur că da. Ei au Sigur că impus-o, da. pentru că atunci când vine la tine te întreabă cu aroganță, chiar dacă Exact. Are ceva, o informație, banală, sigur că nu da. Te salută, sau dacă te salută o face absolut formal și chiar irreverențios. Sunt Exact. cu tare, vă rog, actele la control, ceva Da, de vedeți, natura asta. mentalitatea trebuie Sigur, schimbată. sigur că da, sigur că da. Ori lucrul ăsta se formează în timp, se dobândește în timp și cu multă stăruință, cu multă bunăvoință. Vedeți, și sigur că dacă ar acționa cu aceeași măsură față de toți indivizii din societate, ar fi și o încredere foarte mare, pentru că, încă o dată vă spun, omul în general, în vest, Vis-a-vis de exemplu pe se care duce, l-ați da, dat exact, dumneavoastră. se duce Sigur la că un omul polițist. este revoltat, dacă și bă, ăla care are O poziție, bani da, sau o materială poziție solidă. puternică Nu îi face nimic materială, exact, niciodată. nu îi se întâmplă nimic și Și pe pe mine mine mă sancționează după fiecare una, colț. două, una, Da. două. Sigur că, mai ales din nedreptăți, să știți, se nasc revoltele majore, Exact. adică inclusiv din inechități. De aceea și actuala evoluție a societății românești, deși în mod categoric este benefică față de perioada dinainte de 90, din toate punctele de vedere, să Corect. fim cinstiți. Corect. Nu? E, cu toate acestea există foarte mulți nostalgici și nu era mai bine. De ce? Pentru că Spune că era mai multă siguranță. I-am era mai întrebat. multă siguranță, nu atâtea nedreptăți, nu Exact. așa mare polarizare. Nu era atât de mare diferența între clasele Sigur, sociale. Adică dacă directorul avea sigur, salariul 4.000 de lei, muncitorul avea și el avea 2.500 și el sau 3.000. și jumate. Exact. Și jumate, dar nu de Exact. 1 la 50. Adică acum el are 300 de milioane și celălalt 12. Da, În 1 la bani vechi. de 30 de ori. Exact. Nu poți să ai, sau la Diferența pensie radicală, aceeași da. chestie. Și acolo e Nu. la fel. Exact. Deci lucrurile astea, anomaliile astea, ne mulțumesc și din punctul ăsta de vedere, nu omul de rând e de vină, este de vină autoritatea statului și, în general, cei din fruntea trebii, care, cum spuneam, au poziții politice foarte partizane, foarte agresive și deloc aplicate către viața reală. Vedeți, domnule Manta, am avut o discuție foarte deschisă și care, să vă spun sincer, că mi-a plăcut într-un mod deliberativ ce am discutat noi astăzi. Ei, credeți-mă, oare de ce, de exemplu, în forurile legislative ale statului român nu comportă, domnule, aceste discuții omenești? Pe mine nu mă interesează apartenența la un partid sau la altul. Sigur că Mă da. interesează ca societatea să beneficieze de legi De legi normale, bune de și legi firești normale. și de legi care pot fi aplicate, pentru că Corect. dumneavoastră știți foarte bine, ca și Corect. mine, că sunt o grămadă de legi care au aplicat în disuetudine, care nu pot fi aplicate, care Corect. sunt excesive, Corect ce sau spuneți. care efectiv se calcă în picioare una pe cealaltă, adică se suprapun. În acest noiam legislativ extraordinar, pentru că avem o nu ducem lipsă de legislație. Atenție, stimați telespectatori. La capitolul Din legislație potriva, stăm bine sau nu, stăm avem excesiv. hemoragie Exact. legislativă, Deci avem hemoragie o legislație legislativă. extraordinar de stufoasă, cea mai stufoasă din Europa, ca să zic așa. Da, e Și corect. atunci, și atunci, eu cred că ar trebui simplificate, ar trebui ca toate aceste legi să fie neinterpretative, pentru că și asta e o problemă. Da. Omul care ajunge în fața judecătorului, zice, domnule, stai așa un pic. Păi eu dacă, nu știu, am făcut o greșeală și m-ai trimis pentru abuz în serviciu și vă iau dintr-un exemplu pe care l-am avut în dosar. Mă trimiți în judecată pentru abuz în serviciu, pentru 1.200.000 de milioane, care de fapt e o neglijență, care nici nu se poate reține ca abuz. Și îmi dai 3 ani de liberare supraveghere. Nu, era să dau exemplu, dar nu mai dau. Da, ăla Pentru care 4.000 de miliarde, că dumneavoastră cred că știți, domnule, pentru 4.000 de miliarde de bani vechi primește tot 3 ani. Adică trebuie să pui în balanță, sincer, că trebuie ca să fie la un moment dat o cât de cât o apropiere și, eu știu, practica judiciară ar trebui uniformizată. Nu mai există instituții de practică judiciară, nu mai există uniformizare, nu mai există nimic. Adică nu poți să-l pui în aceeași balanță pe ăla cu atât și pe mine cu atât. Știți foarte bine și asta știu că și așa, nu l-a greiați pe domnul Băsescu, probabil nici eu. Dar a grațiat baba aia de la aici, domnule, care era liberat de supraveghere și a luat 4 ani, că a furat o rață. Dar nu se poate așa ceva. Cu executare, atenție. Știu, știu, Și a știu. grațiat-o El a Băsescu. făcut-o Știți foarte bine.
de populist, dar a făcut-o. Merita, domnule, sincer, Sigur că adică da. sancționat nu. Nu, păi eu vă dau un exemplu recent. Am Da. avut un litigiu Mai avem un minut, domnul cu Manta, să mine, ne încadrăm în cu acest unii de minut, la că niciodată timpul nu ne Hidroelectrica, ajunge. care au fost disponibilizați când s-a intrat în insolvență și au cerut și ei 65 de lei pe lună, dreptul ăla de a beneficia de kilowatt gratuit. Da. Ei n-au luat, cei de la Hunedoara au luat. Da. Explică-i unui om, domne, unde-i Unde e dreptatea? dreptatea? Exact. Deci, din punctul ăsta de vedere, aveți dreptate. N-avem încă o legislație care să se aplice coerent, n-avem o practică judecătorească care să țină seama și de precedentul judiciar, precum Sigur în că da, sistemul sigur că da. englez. Sunt multe de făcut, domnul Ani. Nu, da. Ele ar putea face și făcute și Există sperăm, speranțe. da, să fim optimiști, să le spunem telespectatorilor noștri că într-un viitor apropiat probabil că aleșii noștri vor face și aceste lucruri, că le vor discuta așa cum și noi le-am discutat astăzi la această masă destul de dezinvolt și destul de liber și sperăm într-un viitor mai bun. Vă mulțumim, stimați telespectatori, și vă așteptăm joia viitoare cu noi amănunte, sperăm noi, interesante pentru dumneavoastră. O seară bună!